când a pornit la unii 19 și din bereți. Deci mi-aș mă înțeleg cu 800 de, mi-era interesant ce se întâmplă. Ziua. Da, nu, da. seara, când a venit poliția cu cea asta. Și când am ajuns acolo, la frumos, până frumos, până frumos, și am mers până, m-am dus până la parlament, m-am întors, apoi că n-am intrat la motor, n-am stricat nimic, n-am făcut nimic. Te duci să viață. Da, nu ai fost în Chișinău. Ziua în general nu a fost. Și eu seara, când și la vreo de 1, a venit un mor, cum zic și amor. I-am văzut, când i-am văzut, eram în parc, la 15 metri de parc, în partea dreaptă. Și când i-am văzut, eram cu Vasea, prietenul meu, și am plecat jos. Și cu mergem, vine cu fugeam spre noi și ne-a bătut. Și ne-am dus la comisariat central. Deci, intrând înăuntru, acolo toți polițiștii stăteau prin părți, la distanța aproximativ de 2 metri unul de altul, și respectiv trebuie să treci fiecare bătea în nou. Deci, oricare care intra acolo afară, dacă se mai bătea, poate nu pe toți. Dar cum intra înăuntru, oricare, oricine era bătut. Se îmbătea și cu scânduri și cu bute și cu picioarele, că dau toți jos. Au fost și chiar vreo câteva fete acolo care de asemenea au fost bătute și unele își pierdeau cunoștință că dau jos. Vreau să dau și eu că în toate aceste zile când ne-am întâlnit și am zis că într-adevăr ne-am întâlnit cu foarte multe victime, 60-70 de oameni, poate chiar și mai mult. Toți, de fapt, ne repetau același lucru, utilizând aceleași cuvinte, deci, practic, toți s-au întâmplat exact același model, aceeași schemă. Au fost bătuți cu bestialitate în aceste comisariate, au fost, deci am văzut, noi chiar am văzut, picioare fracturate, mâini fracturate, am văzut leziuni corporale, vânătăi, oamenii ne-au povestit că erau impuși să treacă prin așa numitul coridor al morții, adică un coridor prin care treceau și erau bătuți în continuare. Pierdeau cunoștința, se trezeau, erau iarăși impuși să semneze niște hârtii, să semneze ceva. Adică, din nou, toată lumea spunea același lucru, repeta exact aceleși cuvinte, aceleși scheme și încă noi nu ne-am întâlnit cu toți, deci asta n-au fost toate cazurile care s-au produs aici în țară. Și chiar nu am cuvinte, chiar nu pot să mă exprim când aud aceste lucruri, când văd, când am văzut aceste lucruri. De ce zic eu încă o dată, trebuie să existe o reacție. Și eu chiar sunt surprinsă de faptul că după atâtea zile nu există o reacție, nu există o reacție a oficialităților, decât că facem investigații. Deci, da, merge investigația, merge ancheta și atât. Trebuie să existe o reacție cu adevărat la ceea ce s-a întâmplat, fiindcă oamenii au suferit și au suferit enorm. Toate cerințele deținuților sunt satisfăcute, inclusiv se acordă asistența, ajutorul necesar medical. Sunt avocat asistent. Mi s-a spus, mi s-a dat de avocat, mă tare m-am început să mă bată. Vezi avocat? Încă mă tare, mă mă spus, spate și picioare, e teribil când mă avea. Am vrut să ducem măcar o scurt, când a rămas în toți îmbrăcați, măcar că zic, dar eu intru mă eu și o scurtă, că așa și mi-am rugat o scurtă și nimic nu vor să iei. Să înțeleg că 3 zile n-ați mâncat nimic. 3 zile n-am mâncat nimic. Da, apă de câte ori pe zi vă dădeau? Apă o dată, două. Când ieșeam și atunci eram grăbiți să terminăm mai repede. Măsurile de identificare a persoanelor participante la acțiunile violente din Piața Marii Adunării Naționale și la actele de vandalism vor continua pentru identificarea și supunerea responsabilității și răspunderii în conformitate cu legislația în vigoare a fiecărui participant la aceste măsuri de violență. Câte hârtii ai semnat fără să știi ce conțin? Atunci seara... În păcate, nu pot să vă spun. Două, trei. Nu pot, pentru că eram emoționat și spălit la cap foarte tare. Eu singur nu puteam să realizez ce se întâmpla. Și nu știi care e conținutul, pentru ce ai semnat? Nu știu, Dina. Puteam să fiu și acuzat de umor în apă. Dar dacă cineva este dat într-adevăr în ceea ce s-a făcut cu tinerii noștri, că au fost batjocoriți, maltratați, la biserică, am avut la spovedanie, fete violate, care nu le mai putem aduce la sănătatea mentală care au avut-o din cauza. Și nu le-au violat Serghei Mocanu, dar poliția? Declar cu certitudine că acestor persoane le se respectă toate drepturile, fiindu-le acordat ajutorul medical în caz de necesitate. Nu, voi repartizat de 15-20 pentru celule.
acolo iarăși n-am stătat, m-a bătut. A spus, stai jos, m-a fost jos, m-a tras cu picioarele în coastă, iarăși din nou aceleași metode. După asta mi-a spus să mă duc la lavoar să mă spăl, mă spăl la lavoar, mi-a dat o batistă, mi-a spălat pe față, mi-a spălat nasul de sânge și m-a dus înapoi în același cabinet, m-a pus să șterg pietrele de sânge de pe covor, de pe scaunul care am stat. Am venit acasă aici unde el locuiește, am venit și mi-a spus vecinii că ieri seara, adică joi, pe data din nou, au venit doi oameni îmbrăcați în civil și l-au luat așa în cipici cum era în haine de casă, cum și din cameră, și l-au luat și de atunci de joi nu mai știu absolut nimic. Am venit aici și m-am interesat azi și ne parte pe drumuri. De acolo încoace, duce la comisariatul sector, la comisariatul central. Și deci au trecut 5 zile, adică nu știți nimic de el. Его два дня искали, случайно какой-то друг через интернет передал. Через два дня мы нашли только. Потом уже адвокат позвонил нам, что он находится закрыто на ботанике. Жудикатор совокут фэрм мартур, фэрм миг, навем мартур, кайер моб фост, партичпанты ваша села, что он не читает такого, где на жудикатуре, он уже рад, что пентру аста, и он начал спросить. Fiecare cetățean al Moldovei să fie sigur că părintele său este un stat liber, modern. Mi s-a pus camera în față și mi-a spus, chiar dacă n-ai declarat nimic, chiar dacă n-ai semnat nicio declarație, spune în interviul ăsta că tu te simți vinovat de ceea ce ai făcut, că președintele Voronin te-a iertat. Eu cred că domnul Voronin a făcut o decizie bună cu el. I-am nesteiat că ca și cum ne simțim iertați. Îmi pare rău, pentru că am fost și eu prezent la aceste proteste, adică am ajuns să rup și o pietră și să statul să aibă acum probleme din cauza și a mea. I-am spus bine să spun lucrul ăsta. În cazul ăsta, dosarele care sunt puse pe persoana ta, de face ani de pușcărie. M-au pus la pământ și m-au întrebat de ce filmez. Le-am spus că sunt presă, le-am spus că sunt ziarist și după voce unul m-a recunoscut și a zis că ăsta e Brega și de și m-au lovit peste tot, în toate părțile, la cap, am aici o contuzie, în spate am urme de bastoane și mi-am luat camera de la Jurnal TV și o cameră mică, privată. Îmi dau seama că ei sunt speriați că reflectăm fără de legile făcute de ei și de asta încearcă să închidă gura presii. Pare bine că am putut să evităm vărsările de sânge marța trecută, zăse neagră. Clar că a fost ucis cu așa gaură în cap, imposibil să afirme altceva. Ce a fost cu fost omorât la cinci? Mă doare în suflet. Îmi pare bine. E foarte mare ură. Îmi pare bine că am putut să evităm vărsările de sânge. Dureri mari. Cea mai mare durere în urmă. Fiecare cetățean al Moldovei să fie sigur că
prietenul său este un stat liber modern. Este un stat liber modern.